cesarizat în acești 8 ani de zile, fiindcă nu suntem încă la oră de bilanț, mai ales dumneavoastră aveți acum posibilitatea de a dialoga cu mine pe teme politice, dar atât vă spun, că administrația Solomon s-a ocupat și de periferia acestei Craiove. Și mă gândesc la Popoveni, înseamnă canalizarea cartierului, rețea de apă potabilă, infrastructura stradală sau rutieră, fiindcă acolo practic este o comună, încă nu este un cartier la fel, așa o consider, Brestei, Catargiu, canalizarea menajeră și parțial pluvială. Deci multe investiții care au crescut foarte mult gradul, dacă de frumusețe, al acestui municipiu. Sute de străzi asfaltate, mii de locuri de parcare și mă opresc aici cu realizările. Nu vreau să comentez despre ce au promis ceilalți, fiindcă eu zic așa e frumos, lăsăm ca timpul să verifice trăinicia angajamentelor și poate că cine știe le realizează și aduce jos cu pălăria. Deci ăsta sunt eu, tot timpul am spus că ne-am recunoscut înfrângerea, am felicitat primarul, îi urez succes în continuare. Ceea ce spun despre primarul, care o spun eu și sunt responsabil. Ceea ce scriu alții pe bloguri, pe Facebook, e treaba lor și o să iau de urei dacă sunt din partea mea, dacă îți dai mei. Fiindcă nu o să le permit să scrie așa ceva. Probabil că este o diversiune sau poate chiar cine știe de tabăra adresă să scrie pe acolo și să dea impresia că solul însă ocupă de nu știu cine. Nu. Eu am de spus, vă chem și spun eu, da? Sau o publicație periodică care este împotriva administrației și patronul fiind prieten cu mine, fiindcă nu mă dezic de el niciodată, chiar dacă mă suntem plecați, dar n-am să mă dezic de prietenii adevărați. Asta nu înseamnă că sunt de acord cu acele critici la adresa administrației de acum. Deci vreau să vă chem să vă fac o cunoscut o decizie a mea, dar sunt indecis acum. De nu vreau să vă mint. Mi-a mințit familia, prietenii, dar nu vreau să vă mint presa și pe care asta a fost tot timpul. Știu că adevărul, poate că știți din zicarele mele, de familia mea, nu mai știu ce am spus, Iorga, Pacneca, apa rece, supără numai dinții bolnavi. Eu am datura sănătoasă, deci accept orice adevăr și din partea dumneavoastră și am să spun cu tărie să fiu o voce la fel de puternică ca și până acum, fiindcă e nevoie ca în această Craiovă să construim pe bază de adevăr, nu pe minciuni și nu cu răutăți. S-au spus multe că în unele păreri sunt tabere și tabere, probabil că sunt tabere și tabere. Eu m-am retras puțin, să zic așa, din viața partidului, fiindcă am avut niște dezamăgiri mari, dar ce să pretez unui partid mic, de 0%, să-l aduc la 27% în numai câteva luni de zile. Deci, practic, transferul de imagine de capital s-a dus spre partid aproape 70%. Nici acum nu voi explica, fiindcă eu cred în sondaje, cum s-a întâmplat ca în două zile să schimbe precum clepsida, ci s-a întors la 180 de ani de totul. Dar nu regret nimic. Vă spuneam că uneori e bine să știi să faci pasul în spate și să te retragi, domn, să fie demn și regretat. Nu să stai precum curcubeu pe cer nu știu cât timp și pe așa nu se mai uită nimeni la tine. Eu cred că mi-am făcut datoria cu râși și îndesat pentru acest oraș care, știți bine în ce stadiu l-am preluat, ce buget de avarie an de an, spuneam, nimeni nu mă credea, avem până la 140 de milioane de euro față de, făceam comparații, ea nu era bine. Acum a venit un prieten din București și îmi spunea că la sectorul 3 sunt peste 240 de milioane, mai spun la sectorul 1, la domnul primar. Și normal că și actualul primar are greutăți privind finanțarea anumitor lucrări și anumitor proiecte pe care vrea să le pună în practică. Dar sunt convins că dezvoltarea Craiovei cu ajutor guvernamental, cu fonduri europene, cu împrumutul de la bănci, se poate realiza și că eu, repet, încă mă simt reprezentat de această conducere. Poate că un plus pentru viceprimarul Caranciu, care mi se pare mai, cum să spun, mai
în temă, conducând un spital, are idee ce înseamnă execuție bugetară, dar primarul e primar, nu? A fost ales de oameni și stabilește, bineînțeles, politica orașului. Acum, aștept